Agricultura Ucrainei înseamnă peste 40 de milioane de hectare de teren agricol transformate acum în câmp de luptă și tranșee. It's more about the survival for Ukrainian people. We have the storage of wheat for 1.5 years. We have the storage for the corn for 2 years, the oil for 2 years. And we don't understand where our capacity for agriculture campaign, where we'll have the opportunity to go and to start to war. Fără cerealele ucrainene, criza alimentară se poate propaga pe scară globală. Ministrul Agriculturii din Ucraina explică situația în exclusivitate la AgroJurnal, duminică de la ora 9.